Bună ziua, prezentăm astăzi Nokia C301 Touch and Type. Varianta la care facem review este Gold Edition, care vine lansată la un an de la varianta inițială. Aceasta a fost lansată în august 2011, are 100 grame, vine cu un display TFT rezistiv touchscreen în 256.000 de culori, ce măsoară 2,4 inch și suportă rezoluție 240x320 de pixeli. Trebuie să vă spun că din cele mai multe puncte de vedere telefoanele sunt identice, însă bineînțeles aceasta este o variantă îmbunătățită. Putem să observăm că este placat cu aur de 18 carate, are un design foarte plăcut, arată extraordinar de bine, îi dă o aură fashion și exclusivistă de look, de lux. Putem să observăm că tastele sunt cu un aspect ceramic. Se simt foarte bine în momentul în care apăsăm pe ele. Trebuie precizat că acest telefon vine cu o memorie internă de 140 de MB și de pentru stocare fișiere, 64 MB de RAM, 128 MB de ROM. Suportă și un card microSD până la 32 GB. Putem să observăm că pe spate vine cu o cameră 5 megapixel. Aceasta poate să facă poze la rezoluție maximă de 2592x1944 de pixel. Observăm și un blitz. Poate să înregistreze și video VGA la 30 de frame pe secundă. Tot pe spatele telefonului observăm și acest difuzor pentru redare audio. În partea în dreapta observăm butonul ce activează camera, de care am vorbit mai devreme, butonul ce blochează display-ul, respectiv îl deblochează, taste de volum, un port micro USB pentru cablu de date, geac de 3,5 mm pentru căști, accesoriul care vine și acest telefon, un port pentru un încărcător rețea, un loc pentru șnur. Trebuie precizat că sistemul de operare al telefonului este unul propriu și rulează excelent datorită procesorului care este de 1 giga, acesta fiind clar un upgrade față de variantele anterioare. Trebuie să precizăm că meniul principal este unul care este obișnuit la alte telefoane din gama low și middle de la Nokia. Poate fi foarte ușor customizat, se pot adăuga diverse shortcut-uri, diverse icoane, primim și anumite notificări pe ecranul principal. Observăm că meniul este în limba română. Haideți să intrăm și noi. Agenda, contacte, are suport pentru un număr nelimitat de contacte, cu apelare foto, muzică. Avem posibilitatea de a adăuga un număr nelimitat de melodii în funcție de memoria de stocare, atât a telefonului cât și a cardului. Nativ suportă fișiere audio de tipul MP3, WAV, VMA, AAC, AAC+. Haideți să dăm și noi play la un sample. Se aude foarte bine. Bineînțeles, putem crea playlist-uri, putem să selectăm după diverse albume, genuri muzicale și așa mai departe. Avem posibilitatea de a asculta și radio, dacă folosim căștile în dotare. Că tot am vorbit de accesorii, mai trebuie să precizez că vine și cu acest șervet textil. Foarte util în îndepărtarea amprentelor. Înapoi la meniul multimedia avem posibilitatea de a vedea și videouri. Nativ vine cu suport pentru fișiere video tipul MP4, H.264, H.263, WMV, MP4, 3GP, internet. Când vorbim de conectivitate, telefonul vine și cu wireless, l-am conectat și noi la rețeaua noastră locale, vine cu suport pentru rețelele BG și N, vine și cu suport 3G, viteze până la 10,2 Mbps pe secundă download și 2 Mbps pe secundă upload. Haideți să intrăm și noi pe internet. Trebuie site-ul oficial, mobile.nokia.com. Puteți să observăm ultimele știri, diverse informații de acest gen. Avem posibilitatea de a ne folosi de acest shortcut pentru zoom. Avem și alte opțiuni, marcaje. Avem posibilitatea de a trimite un e-mail cu pagina respectivă unui prieten. Mesagerie, vine cu suport pentru SMS-uri, MMS-uri și EMS-uri, cât și e-mail-uri. Bineînțeles, putem configura clientul nostru favorit de e-mail, cu push direct către acest telefon. Fotografii, ales intră și noi în modul foto.
opțiuni diverse, contrast, luminositate, zoom digital, putem să activăm blitzul, putem să trecem pe modul video. Setări, profiluri, teme, sunete, lumini, afișaj, data și ora, comenzi rapide, conectivitate, pe lângă wireless 3G mai vine și cu Bluetooth, versiunea 2.1 ca 2DP. Putem configura diverse accesorii care le putem conecta la acest telefon. Putem să ne sincronizăm cu contul nostru Nokia, să facem un backup. Magazinul Ovi, locul unde putem da aplicații compatibile. Aplicații, telefonul vine și cu suport Java preinstalat.